Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei! Suntem împreună în această seară și alături de noi este Mircea Ivanov, autor. Bine ai venit, Mircea! Bine te-am găsit din nou! Exact! Îmi doream foarte mult să revii la noi pentru că tu ai scris niște cărți foarte faine și trebuie să recunosc că momentan doar titlurile le cunosc, pentru că, cum vorbeam aseară, aduc cărțile cu tine, nu mai am, sunt date la imprimerie. Asta este foarte bine pentru că înseamnă că oamenii își doresc să afle, să se documenteze și să încerce ușor-ușor să schimbe și stilul de viață. Chiar dacă pentru început citim o carte, ne deschidem mintea, ne deschidem sufletul și mergem... Continuăm pe mai departe cu, nu știu, cu cursuri, cu alte lucruri care ne cheamă. Ce mi-a atras mie atenția cu adevărat este cartea Dialoguri cu Dumnezeu și mi-a plăcut foarte mult titlul și am stat un pic și m-am gândit la mine și la conversațiile mele cu Divinitatea și noi nu știm să avem, practic, o relație cu Dumnezeu. Noi nu știm să avem o relație cu noi înșine. Bun. Pentru că și Iisus Hristos a zis la un moment dat, când fariseii l-au întrebat care sunt cele mai mari porunci din lege, el a zis așa, iubește-L pe aproapele tău, ca pe tine însuți, și pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Iubește-L pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Aici e o problemă, pentru că omul nu știe să se iubească. Omul nu știe să se respecte. Omul nu are stimă de sine, omul nu are încredere în sine. În marea lor, ne învârtim în jurul traumelor. Uh-huh. Și dacă stăm și ne gândim la ele și le conștientizăm, realizăm că nici măcar nu sunt ale noastre. Le moștenim cumva. Și nu neapărat din familie, chiar din societate. Pentru că noi de mici copii suntem educați în traumă. N-ai voie aia, n-ai voie aia, limitări, n-ai voie aia. Limitări și restricții. Limitări și restricții. Că aia e păcat, că aia e, nu e bună, că ce zice lumea, că pe ce zice lumea, expresia asta, a blocat cele mai multe visuri și cele mai multe... Și crezi că asta a blocat și conexiunea noastră cu Divinul din noi și implicit cu... Dar bineînțeles, pentru că noi suntem... influențați de factorul cultural. Noi trăim într-o mentalitate. Noi suntem influențați de mentalul colectiv. Eu, de exemplu, africanul, el trăiește într-o cultură. El crede că cultura aia e peste tot în lume. Am înțeles. Uite, și îți dau un exemplu. Chiar am vorbit cu un profesor universitar, expert în etnologie și folclor, și mi-a povestit așa, omul de la țară în trecut, el credea că lumea se sfârșește la marginea satului. Pentru că, de exemplu, când vreau să scape de... Aveau ei ritualurile alea de curățare anuală a satului, toate gunoaiele le aruncau pe apă, pentru că în momentul în care trecea apa, el nu-l interesa unde se duc, nu mai sunt în sat. Cumva la un anumit nivel cred că a rămas asta cu aruncatul gunoaielor pe apă. Și cimitirul, de ce se făcea la marginea satului? Acolo era sfârșitul lumii. Da. Sfârșitul lumii lor, acolo era. Ei, luând lucrurile la mentalitatea de acum, e la fel. Adică în momentul în care eu, de exemplu, mă duc în Japonia sau mă duc în Danemarca, oriunde, în oricare altă țară. Uite, eu am fost în Rusia, de exemplu. O mentalitate complet diferită decât a noastră. Complet diferită. Deși suntem ortodoxi, suntem influențați de slavi, că și limba română e un pic slavă, da? Și sunt o mulțime de elemente. Ei, nu avem nicio treabă. Ei sunt mult mai optimiști, mult mai pozitivi decât noi. Vorbesc foarte serios. Eu am rămas surprins. Bă, dar rușii parcă sunt așa. Nu, nu sunt așa. Deci sunt foarte deschiși. Da, e clar un aspect cultural și nu pot să nu spun... Și el influențează și partea asta a conexiunii cu mine. Așa.
și a conexiunii cu divinitatea, pentru că, uite, există gândirea asta. Am crescut ortodox, m-am născut ortodox, mor ortodox. Băi, e ok, tu ții la... Dar imaginează-ți că ortodoxismul este un... Atât. În toată marea asta de ce ai senzația că doar ortodoxismul îți poate oferi răspunsuri? Ok, nu-ți spune nimeni că... Măi, te-ai născut, e familia, e tradiția, e țara, da. E cultura, e educația ortodoxă. Bun, minunat. Dar de ce să tratezi celelalte elemente ca în fiind excludere. Eretice sau că ajungi în iad dacă ai citit o carte neoprotestantă sau dacă ai citit da. O sau carte practici yoga sau eu știu, meditezi nu se întâmplă nimic. Și aici vreau să fac o diferențiere, pentru că există mai multe tipuri de inteligență. Există o inteligență fizică pe care noi o avem. Uite, de exemplu, când te tai sau te înțepi. Uh-huh. Corpul se vindecă singur, fără să faci tu ceva. Fără să-ți folosești voința. El are propria lui inteligență de a se vindeca, de a lupta cu boala, de a face toate procesele astea fizico-chimice care se întâmplă în corp, de la bătăile inimii, ci eu am vreo influență cu... Pot eu să modific bătăile inimii prin voință? Nu, ea merge automat. Ai putea poate prin gândire sau prin autosugestie? Presupun că știu ce vrei să spui. Da, și nu. Inteligența, cealaltă este inteligență. Este inteligența fizică. Aici corpul își face el treaba fără acordul meu. Ok. Digestia, tot ce se întâmplă. Da? 99,99% din procesele corpului se întâmplă fără acordul meu. Ele se întâmplă, pur și simplu. Da. După aceea este inteligența cognitivă, cu care ne naștem, IQ-ul, care variază de la fiecare. Ăla nu se modifică niciodată, îl folosești sau nu îl folosești. Trebuie să te întrerup, pentru că vreau să te întreb ceva. Tot văd pe rețelele de socializare, pe lângă separare, dezbinare așa. Și așa, mai este și ceva la genul voi dacii liberi cu IQ-ul scăzut. Adică noi românii care nu ne supunem sau care avem altă părere decât, nu știu, alții care nici măcar nu sunt majoritatea, e pentru că avem IQ-ul scăzut. Din ce știi tu, din ce ai observat, din, nu știu, studiile tale, pentru că ai scris foarte multe lucruri și cunoști foarte multă lume și ai vorbit cu foarte mulți oameni. Tu crezi că poporul român este un popor cu un IQ scăzut? Nu. Însă este un popor indisciplinat. Asta e cu totul altceva, dar de asta am vrut să ating lucrul ăsta, nu. Ca să înțeleagă și românul cei care ne privesc, că nu suntem... Unde se duce, face. Uh-huh. Eu cunosc, am amici, prieteni, care au plecat în Spania. Ei nu s-au dus acolo ca angajați. Ei sunt patroni de firme, ei au spanioli angajați. A, cine se duce? Acum, să fim serioși, societatea este formată și din persoane cu IQ. Da, dar mă refer la nivel de țară, la nivel de neam. De neam, noi avem... Păi, imaginează-ți că România a dat o mulțime de genii. Deci, cei care... Uite, Cărtărescu a luat premiul Nobel pentru literatură. Nu? L-a luat sau a fost doar nominalizat? Nu știu, am senzația că l-a luat. N-am nu, știut. Chiar nu contează. În principiu a ajuns acolo, a ajuns pe shortlist. Acolo. Și exact. Nu e doar el, că dacă intrăm în istorie, majoritatea, uite, de exemplu, homeopatia, puțină lume știe, a fost inventată de un român. Păi, despre asta are e vorba. Are muzeul homeopatie, este la Sibiu. Exact. Un român. Discriminarea cu faptul că mie mi se pare o formulă discriminatorie atunci când te adresezi unui om și îi spui că tu ai un IQ scăzut, de asta nu înțelegi ce se întâmplă și ești contra evoluției. Asta este problema, pentru că tocmai cei care au un IQ scăzut acceptă realitățile astea impuse. Adică asta e o realitate impusă. Nu atunci este o realitate când nu firească. Alegi tu din voința ta proprie, din convingerile tale proprii și te lași influențat de exterior. Libertatea nu înseamnă neapărat
capacitatea de a alege, ci și capacitatea de a refuza. Exact. Foarte bine spus. Deci, în asta constă, dacă eu vreau să refuz un anumit stil de viață sau o anumită mentalitate sau o anumită... Practic. Eu am libertatea asta să refuz. Da? Faptul că societatea mă condamnă, societatea a condamnat întotdeauna oamenii de genul ăsta. Da, și bine, istoria ne-a arătat că ulterior... Și după aia lucrurile s-au schimbat. Da. Da. Și iată că nu învățăm din trecut, nu învățăm din ceea ce au trăit strămoșii noștri și nu mai zic că, de fapt, deconectarea nu e doar de divinul din noi și de a toate creatori, ci e și de neamul nostru, de strămoși. Nu este deconectare de noi înșine. Deci e completă. Am zis, deci da, am vorbit inteligența fizică, inteligența cognitivă. Este inteligența emoțională. Aici stăm prost ca nați. Foarte. Deci suntem unul dintre cei mai slabi la capitolul ăsta. De ce? Pentru că inteligența emoțională se educă. Uh-huh. Copilul când se naște tabula rasa. El este un egocentrist visceral, pe el nu-l interesează caca, papa și atât. Exact. Pe măsură ce crește, el învață să se conecteze cu cei din jur, să se... La 3 ani apare conștiința de sine. Începe să realizeze cine sunt eu. Uh-huh. Și atunci, alea sunt primele elemente de inteligență emoțională. Acolo apar. În jurul vârstei de 3 ani. După aia, la 12 ani, că uite, de exemplu, în alte culturi, există un ritual de trecere. Practic, la vârsta de 12 ani începe maturizarea, deci începe, apare discernământul. El poate să facă diferența între bine și rău. Bine, acum, elementele, ce înseamnă bine, ce înseamnă rău, aici sunt semne întrebări, că țin de contextul cultural. Pentru că, într-o cultură, binele, la canibal, e bine să mănânci oameni. În cultura noastră nu e bine să mănânci oameni. Deocamdată. Așa. După aia, aici apare un alt tip de inteligență care este cumva contestată de lumea psihologică. Psihologilor este vorba de inteligență energetică. Păi da, pentru că asta nu se vede, știi? Nu se vede, nu poate fi... Și intră în zona poate mai mult de spirit, de spiritual. Intră în zona ezoterică. Da. Însă sunt niște studii făcute pe anumite chestii, pe vibrații, pe... Și au fost... psihologii ăștia care au creat psihologia transpersonală, uh-huh. Maslow, Abraham Maslow și Hopkins și mai sunt mai mulți, ei au deja au reușit să măsoare vibrațiile, de exemplu frica, rușinea, uh-huh. furia, da, păi este... și influența lor asupra, pentru că ele, emoția respectivă are o vibrație energetică. Păi, da. Cum te afectează? Păi are. Pentru că eu nu pot să mă gândesc decât la instrumentele cu care lucrez eu, care vibrează în corp, transmit vibrații care rescriu și schimbă structura, să spunem, frecvențelor. Pentru că asta nu știu oamenii, majoritatea, că noi suntem frecvențe, vibrație, energie. Da? Fiecare organ în parte are frecvențele sale. Și apropo de ce spuneai tu de inteligența energetică, am citit într-o carte, un singur capitol am citit, de fapt l-am ascultat, că e audiobook, scris de Wuhan, se numește autorul și cartea se numește Cine sunt eu? Și zicea acolo că cei care sunt acum în spatele planului. Uh-huh. Știu deja că organele noastre au aceste frecvențe și știu și cum să modifice aceste frecvențe și prin tot ceea ce se transmite, atât pe undă, pe audio, pe video, în aer, totul este făcut ca să schimbe în continuu frecvențele organelor din corp și corpul nostru fizic o ia razna, practic, și de asta, adică ne ducem într-o zonă de destabilizare completă și nu ne mai putem. Lucrurile astea se știu de 5.000 de ani. Există cartea I Ching, cartea transformărilor, e una dintre cele mai vechi cărți, în care spune că tot un corpul tău poate fi transformat cu ajutorul conștiinței. Pe baza acestei idei s-au construit conceptul de cheile genelor. De Richard Rudd. Da, da, da. Soțul meu studiază acum cheile genelor. Foarte clar
că gândirea transformă. Da. Și cu ce transformă gândirea? Prin vibrație energetică, e simplu. Exact. Gândirea este vibrație. Marea problemă a societății și a, în general a oamenilor care sunt interesați de spiritualitate îi confundă inteligența energetică cu inteligența spirituală. Aia e o altă formă de inteligență. E o altă formă de inteligență. Și nu discutăm despre aia. Nu, nu. Că nu așa. Nu, nu, nu. Tot ce înseamnă yoga, reiki, toate elementele astea care vin din Orient, ele vin pe inteligență energetică, nu pe spiritualitate. Ei fac o diferență foarte clară între energie și spirit. Și spirit. Da. De exemplu, în budism, ei au practicile. Dar dharma este religie, este spiritualitate. Când se duc și fac ritualurile alea în temple, în Shinto, de exemplu. Dharma este devenirea, practic, nu? Este ceea ce urmează, adică pleci din karmă și te duci în dharma, adică pleci din trecut și te duci, adică din, te vindeci, îți vindeci trecutul și te duci către viitor tot conștient. Tot energetic se întâmplă treaba asta. E adevărat, toate planurile astea de inteligență, ele sunt interconectate între ele, pentru că nu le poți exclude. Poți să le studiezi separat, dar la un moment dat îți dai seama că ele sunt interconectate. Nu ai cum. Însă trebuie făcută o diferență, pentru că spiritualitatea, zona religie, religioasă, ezoterismul, simbolurile și zona asta de spiritualitate nu prea au treabă. Pentru că, domnule, dacă ești practicant de yoga, nu înseamnă că ești un om spiritual. Nu. Nu, că poți să o faci pur fizic ca să poți tu să-ți aliniezi energetic, corpul, și energetic fizic. Poți să faci, poți să meditezi. Faptul că meditezi nu înseamnă că ești un om spiritual. Faptul că practic și nu știu ce tehnici, qigong, tai chi... Dă-mi exemplu de un om spiritual. Adică... Un om spiritual transformă realitatea, în primul rând. Avem astfel de oameni? Da, sunt. Numai că ei nu sunt foarte vizibili. Nu sunt foarte vizibili. Da. E vreo unul pe care, nu știu, știm cu toții, nu știu, din sfera asta a vizibilului? Sau să se apropie măcar de o... Nu știu, cred că zona asta de spiritualitate, pentru că în ultima perioadă a fost mediatizată atât de puternic și chiar am studiat fenomenul și mi-am dat seama că, de fapt, chiar și omul care merge la biserică, el nu merge pe spiritualitate, merge pe energie. Uh-huh. Da, pentru că, de exemplu, dacă îl întrebi... Cum te simți după? Ai fost aici de la biserică, ce s-a întâmplat acolo? Ce a spus preotul? Ce a zis? Da. Dar m-am simțit super. Am înțeles. Deci el rămâne cu o stare. El rămâne cu o stare. Care este practic energia lui. Care este energia care se creează acolo. Uite, și fenomenul ăsta l-am întâlnit și la evenimentele de dezvoltare personală când se făceau, când veneau trainer din ăștia și ziceau, făceau public speaking. Da. Motivațional, inspirațional, ce făceau ei acolo, umpleau o sală cu 400-500 de oameni și vorbeau acolo. Păi, luai și îl întrebam pe respectiv, mă, tu ce ai înțeles din ce a zis? Nu știu, dar mă simt așa de bine. Bă, dar mă simt, wow! Da. De fapt, e o formă de manipulare, pentru că oamenii ăștia care sunt foarte buni speaker, ei știu să lucreze cu energia. Ori conștient, ori inconștient. Gen Tony Robbins? Tony Robbins, de exemplu. Tony Robbins manipulează 6.000 de oameni într-o sală, îi face să aplaude ca focile în același timp. Toți. Și mai sunt, avem și noi. Avem, da. Da. Știu. Și dacă îl întreb pe respectivul, băi, ce ai aflat de la, ai fost la Tony Robbins, să-i dai $600 să-l vezi pe Tony Robbins la Londra, da? Atâta e biletul la el, $600. Cu ce ai venit acolo? Băi, atmosferă, super. Okay. Se pentru vede. Tine, cum s-a schimbat viața ta? Se vede din poze că... Cum, ce s-a întâmplat? Am avut o revelație. Bullshit din ce asta. Ce ai aplicat tu? Nimic. Păi, cred că despre asta e vorba, despre ce aplicăm în momentul în care ieșim de la un curs de dezvoltare personală, cum ne schimbăm noi viața? În tantra există... Pentru că din tantra vine... elementele alea cu chakra. Da. Nu din yoga. Yoga a preluat.
În tantra se vorbește foarte simplu despre cum funcționează energia, nu? Pleacă de la nivelul de bază. Există și în creștinism. Există și în creștinism. Elementele astea, de exemplu, Sfântul Grigorie de Nisa vorbește de erosul divin. Da. Stai acum, pui, sunt două chestii care nu se pupă conform mentalității da. Creștine. Nu. Pentru că nu are legătură cu creștinismul, că acum să fim foarte sinceri, Dumnezeu a inventat sexul. Păi nu poate să fie exclus din act. Păi nu există. N-are cum. Nu are, așa. Iar energia, trebuie făcut o diferență între energia sexuală și energia erotică. Că mulți nu mă bucur că atingem, nu le separă. Măcar și puțin, că ne apropiem de finalul emisiunii. Așa. Există acel termen care apare în Biblie și este foarte prost tradus în limba română. Se numește metanoia. Metanoia este ultimul nivel al inteligenței energetice. De acolo începe inteligența spirituală. Deci de asta nu intrăm acum acolo, că e de dezbătut nu, mult. Avem și... de lucru foarte mult. Exact. Și noi cu noi înșine. Deci, practic, când, conform tantrei, în momentul când ai activate toate chakrele, atunci se deschide ultima chakra, chakra coroană, și de acolo începe conexiunea cu divinitatea. Însăși Buddha a zis, iluminarea este intelectuală. Cum? N-are nicio legătură cu spiritualitatea, nu. Păi probabil de asta cei care au 7 facultăți și 5 mastere cred că sunt iluminați, pentru că sunt intelectuali. Nu, păi e vorba de cunoașterea ta. Păi știu, eu despre asta spun, dar e vorba că știi ceva despre un anumit. Eu am doctoratul în chimie, eu sunt super tare în chimie, că am doctoratul în chimie. Atât. Cunoașterea, e vorba de cunoașterea pe ansamblu. Exact. Nu înseamnă detalii legate de fizică. Mă interesează fizica atomică, pe mine mă interesează să evoluez. Că sunt pasionat de fizică atomică, că sunt pasionat de medicină, că sunt pasionat de drept și devin expert pe linia aia, da, dar asta nu mă definește pe mine ca om. Da, sunt avocat sau sunt magistrat și atât. Minunat. Dar eu, Mircea Ivanov, și eu, eu nu mă pot defini ca autor. Da, eu te-am prezentat ca autor pentru că, exact, tu ești foarte multe, ca și noi toți de altfel, nu suntem exact, doar suntem. Soț, scriitor, mamă, fiu, fică, suntem complexi. Când nu poți să te identifici cu un anumit element. Da. Emisiunea noastră este foarte scurtă. Eu aș sta la povești cu tine foarte mult timp și nu doar cu tine, cu toți invitații, pentru că sunt subiecte foarte, foarte faine și care sunt convinsă că ating inimi și cel puțin dacă nu se implantează așa la nivel de suflet sau mental, cel puțin trezesc curiozități. Și pentru mine e foarte important să știu că unii oameni... Asta spune și Platon. Dacă nu se trezește curiozitatea, nu... Foarte interesant. Nu l-am citit pe Platon, dar uite, vezi, cumva am rezonat, am prins din câmp. Dragii mei, înainte să ne despărțim, 2 minuțele vreau să mai stați alături de noi, pentru că vă voi cânta cu aceste boluri minunate pe care deja le cunoașteți. Și cum am început la începutul emisiunii noastre, spunându-i lui Mircea că... într-un fel sau altul e momentul să ne găsim propria conversație, propriul dialogul cu divinitatea. Vreau să facem o foarte scurtă rugăciune, voi ascultați, eu o să vă ghidez, dați-vă voie să o integrați și de aici lăsați să se deschidă ceea ce vine pentru fiecare. Și fiecare în parte acasă, relaxat, în liniște, așezat, cu ochii închiși, sau deschiși, să-și dea voie să primească următoarele cuvinte care vin din inimă, din inima mea, pentru voi toți. Bine te-am găsit, Doamne! Vin astăzi în fața Ta, exact așa cum o vezi. Și îți mulțumesc pentru tot ceea ce sunt, pentru tot ceea ce fac și pentru tot ceea ce am, chiar dacă de cele mai multe ori mă pierd, nu știu cine sunt, nu văd ceea ce am și am senzația că nu pot face absolut nimic.
îți mulțumesc pentru răbdarea ta, pentru blândețea ta și pentru fermitatea cu care mă aduci înapoi acasă, în inima mea, atunci când mă pierd de mine. Și mai ales când mă pierd de tine. Și știu că dacă îmi dau voie să te simt și fac un pas către tine, tu vei face 10 către mine. Și poate că de cele mai multe ori nu știu să îți vorbesc, pentru că nu știu să-mi vorbesc mie. Așa că te rog să mă înveți tu cum să o fac. Și poate că de cele mai multe ori nu știu cum se simte iubirea ta, pentru că evident nu știu să mă iubesc pe mine. Învață-mă tu, Doamne. Și astăzi, aici și acum, mă abandonez planului tău, care este creat perfect, dar pe care eu îl contest în fiecare moment. Pentru că frica este stăpână, însă împreună cu tine vreau să las frica să plece și să-ți fac loc ție, Doamne. Așa este și așa să fie. Mircea, îți mulțumesc din inimă pentru că ai fost alături de noi și ne-ai adus informații minunate, ca de obicei, și te așteptăm cu drag și data viitoare, da, atunci când s-o așeza astrele. Dragilor, vă îmbrățișez pe toți. Deschideți-vă inimile și lăsați-L pe Dumnezeu să vă locuiască. Mulțumesc!